Pentru mulți, rutina este dușman. Pentru mine, rutina este aliatul. Fiecare zi în care sunt de serviciu, cu 15 minute înainte de răsăritul soarelui, sunt pe pistă. Mai întâi, un medic îmi verifică tensiunea și funcțiile vitale. Apoi, alături de colegi, iau elicopterul în primire. Urmează partea cea mai importantă. Trebuie verificați sute de indicatori, de la cel mai mic șurub până la pale și motor. Particip la misiune zmur de 3 ani și, la 28 de ani, am în jur de 1000 de ore de zbor. Elementul esențial în activitatea noastră este să fim gata de decolare imediat ce se dă alarmă. În maxim 5 minute, elicopterul trebuie să fie în aer atunci când apare un caz grav. La 3 ani, am urcat pentru prima dată într-un avion, așa că această meseria a venit firesc. Când sunt la manșă, responsabilitatea este uriașă. De modul în care fac datoria, la fel de bine în fiecare zi, depinde viața mea și a celor care urcă în elicopterul pe care îl pilotez. La finalul unei zile, la 15 minute după apusul soarelui, sunt mulțumit că am reușit să-mi ajut semnul.